Liderii AUR au anunțat azi oficial că au demarat o campanie de strângere de semnături pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Filialele locale ale formațiunii au fost și ele mobilizate pentru a colecta semnături de la membrii de partid și cetățeni. Anunțăm astăzi inițierea procedurilor pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Am început colectarea de semnături în rândul parlamentarilor. Ne-au promis mai mulți parlamentari de la mai multe partide că vor semna această procedură de suspendare și totodată vom apela la sutele de mii de români care ne contactează, ne scriu pe internet, vin la birourile parlamentare și ne roagă să-l dăm jos pe Iohannis, pentru că o vorbă românească spune că peștele se împute de la cap. Pentru suspendarea președintelui este nevoie de votul a 156 de parlamentari. AUR are 43 de membri în Parlament.